de evangelizare în țară la noi le-a făcut grupul Speranța și Messenger. Dar grupul Speranța a pornit de la doi băieți, al treilea, cu acordeon, cu aia, cu aia și s-a aflat despre ei. Ei fac lucrare, fac slujire. Dacă lucrarea aceasta de misiune ar fi fost lăsată în spatele unei organizații colos, era înmormântată, era îngropată. E nevoie de un om care să stea la spătură și care să facă slujire. De aceea, vă încurajez pasiunea cu care ați cântat seara asta, cu care cântați dimineață, cu care ați cântat dimineață, sunt suficiente să vă dea încredere că dacă Domnul își pune mâna peste voi, peste noi, lucrarea Domnului Iisus, lucrarea Evangheliei, are sorți de izbândă. Slavă Domnului! Am primit un mesaj săptămâna aceasta de la fratele Ciprian Perinte și el dădea, îl cita pe un înțelept grec spunând că dreptate are cel informat, cel care cunoaște. Și eu, ca să mă bag în seamă, am spus, ne-ai trimis între înțeleptul grec și moșul în roată, care zice că mulțimea face putere. Ciprian continuă și spune, nu mulțimea face putere. Și așa e. Moșii în roată și bani de cărțani au părerile lor. Dar nici măcar în performanță, nu mulțimea face puterea și cu atât mai puțin în lucrarea lui Dumnezeu. În lucrarea lui Dumnezeu, totul pornește de la un om. Caut un om. Lăudat fie numele Lui. De fapt, ce ar trebui să facem noi la această părtășie? Să continuăm să ne focalizăm pe rugăciune. Privind la înaintașii noștri, cum s-au comportat ei și care a fost răspunsul lor în momente speciale. Vreau să vă îndemn să privim într-o nouă perspectivă lucrarea ucenicilor Domnului imediat după împuternicirea dată de Duhul Sfânt. Dar înainte de a face pasul, ne oprim puțin și răspundem la întrebarea. Care este categoria celor împuterniciți de Duhul Sfânt? Este adevărat că de foarte multe ori noi ne uităm cam așa. Au ieșit la cântare și de la ei așteptăm să arate că sunt plini de Duhul Sfânt. Eu am ieșit la predică și de la mine așteptați ca eu să arăt că sunt plin de Duhul Sfânt. Dar cei care mă ascultă, plin de ce ar trebui să fie? Observați cum stă treaba. Surori și frați, nu există o elită pe care Domnul Iisus Hristos o cheamă la izvor, o umple de Duhul Sfânt, elită pe care o trimite, de care se folosește, și ceilalți să fie consumatori. Asta, dintr-un punct de vedere, toți ucenicii Domnului trebuie să fie, să creadă, să aspire, să-și dorească, să ne dorim să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă atunci, la cincizecime, când s-a produs fenomenul acela, imediat se face remarca și toți au început să vorbească în alte limbi. Bun, și când s-a sfârșit? Că dacă au început, Domnul nu face o treabă așa, o începe și o lasă de izbeliște. O lasă în mâna lui, a, rezolvă-o tu, scoate-o tu la capăt.
a avut, are continuitate ce a început și tot s-a umplut de Duhul Sfânt. Și atunci, în casa lui Corneliu, în Samaria, în capitolul 19, ce s-a întâmplat oare când sunt botezați în Duhul Sfânt aceștia de după cinzecime primesc doar o limită anume? Nu, plini au fost ăia de la cinzecime. Voi mulțumiți-vă cu atât. Chiar dacă mai scârție, nu. Aceasta este dorința, este planul, este voia Domnului să fim plini de Duhul Sfânt. Mărit fie Domnul Iisus. Toți! Și plinătatea Duhului trebuie să se vadă în toți. Și plinătatea Duhului se vede în propovăduire, se vede în săvârșirea minunilor, se vede în viața de rugăciune, se vede în acceptarea suferințelor, se vede în statornicie, plinătatea Duhului se vede în viața de sfințenie, se vede în continuitate și în așteptare. Imediat după momentul acela, Petru și Ioan au experiența aceea la intrarea în templu, la Poarta Frumoasă, care se numea Frumoasă, când un om îi întâmpină și cere de la ei ceva de milă, de pomană, milostenie. Oamenii aceștia nu au să-i dea, însă invocă numele Domnului Iisus Hristos, nume pe care după ce îl invocă, pe care când se sprijină ei, omul acela primește vindecarea în numele lui Iisus. După ce are loc vindecarea, Scriptura spune că oamenii de atunci vin și întreabă: dar cu ce putere faceți voi ceea ce faceți? De unde resursa? De unde energia? Asta este întrebarea imediat în capitolul 3. Cu ce putere? Și în capitolul 4, și în capitolul 5, și 6, și toată cartea Faptele Apostolilor este presărată, și epistolele, și mersul bisericii este presărat de această întrebare și această curiozitate. Cei care erau în afară spuneau: domnule, este ceva cu oamenii aceștia. Oamenii aceștia exercită ceva ce noi nu avem, o putere. Cu ce putere? Și erau gata să li se închine. Și apostolul Petru spune: prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și cunoașteți. Credința în el a dat omului acesta o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Și ne vorbește pocăința. Capitolul 4 este cel pe care vi-l aduc în atenție. Primul calup de versete, în urma căruia să ne rugăm. Pe când vorbea Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, capitanul templului și saducheii, foarte necășiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus înviere din morți. Au pus mâinile pe ei și au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut. Și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. A doua zi, mai marii norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și au întrebat:
citim cu toții. Și ziceți-mă, ce instruire aveți voi? Aveți master, aveți doctorat? Aveți legitimație? Aveți diplomă? Cine v-a hirotonisit pe voi? Atunci Petru, versetul 8, atunci Petru și plin de Duhul Sfânt, i-a zis. Plin de Duhul Sfânt. Când nouă ne scapă de sub control, e semn de întrebare la a fi sau a nu fi plin de Duhul Sfânt. Mai mare e norodului și bătrânei lui Israel. Fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine, făcută unui om bolnav, și suntem întrebați, cum a fost vindecat, s-o știți toți. Și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Versetul 12, hai să citim, că e prea frumos și ăsta trebuie memorat. Și în mine altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciodată numărat oamenilor, dar care este să fim mântuiți. Slavă Domnului! Citiți liber! Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru, asta e! Împuterniciți! Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând, fără instruire. Și au început că fuseseră cu Iisus. Ce fain! Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Și el era băiat bun, că nu s-a dus aiurea așa după ce-i vindecat cu o facere de bine. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei și au zis, ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului, că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu o putem nega, tăgădui. Dar ca să nu se lățească vestea aceasta, mai departe în norod, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Ați cântat o cântare și ați postat un refren, o strofă, numele lui. E minunat. Vom reveni la... Vreau să ne stea aceea. Numele lui. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip. Nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Că e enervat. Drept răspuns, Petru și Ioan le-a zis. Hai să citim mai jos asta, dacă este postat. Asta e faină. Versetul 19. Le-a zis. Ce le-a zis? Și? Judecați voi singur, dar este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Voi ați fost atenți? Noi parcă am vrea să nu vorbim, dar nu putem. Noi am vrea să punem zăvorul, să ținem frâna, dar nu putem, că dă afară, dă că afară. Din nou zice, nu cu ăștia, nu, trebuie să le dai peste gură. I-au amenințat din nou. Și-a lăsat să plece. Că nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului. Fiindcă influența asta a fost colosală și sângeros. Toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. Undeva așa era cam ca mine. Numai, observați, numai dacă citim Scriptura într-o anumită formă, dintr-o anumită perspectivă, deja
În mintea și în inima noastră trebuie să se întâmple ceva. Nu degeaba Apostolul Pavel spune, ia seama bine la citire. A, un A mare, punem așa. Din cuvântul acesta vedem pricoana neoficială în primele versete. Pricoana neoficială asupra bisericii este exercitată de către lume. Fratele Wurmbrand are o carte scrisă numită Strigătul Bisericii Prigonite. Biserica subterană, Strigătul Bisericii Prigonite. De atunci până când Domnul Iisus Hristos va veni, cei care vor să trăiască cu sfințenie și cu evlavie în Domnul Hristos vor fi prigoniți. Dar ce știm noi de prigoană? Ce știm noi de prigoană? Știu eu, începând din Turcia, Iran, Irak, Afganistan, Pakistan, Albania, Coreea de Nord, China. Noi nu știm ce-i prigoană. Nu vreau să alunec, să fac caracterizări care pot suna acritică. Nu vorbesc doar despre ei și noi să ne analizăm. 2 Timotei 3 cu 16. 2 Timotei 3 cu 16. Este ceva ce ne ajută să privim. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire. Toată Scriptura și ne spune că cei care vor să trăiască în Hristos cu evlavie vor fi prigoniți. Chiar din capitolul 2, când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se revarsă, mulțimea, ca la un semnal, a început să batjocorească. Soția mea, sora Lidia, Rodica, cele... Vă puteți aduce aminte în regimul trecut când ni se spunea de centru vechi, dacă treceam în centru vechi, prin centru vechi, înainte de 89, la biserică, pe seară, erau copii obraznici de etnie romă, care se luau de soțiile noastre, de fetele noastre, de surorile noastre, de noi. Și trăgeau de poșetă și de batic. Și erau doi carcea. Călim și Nicolau. Doi oameni de două parale. Așa, nu? De două parale, de doile erau. Care știau asta, dar ei își băteau crăvașa de cizmă să ne înspăimânte pe noi, într-un fel, ce mai dați pe aici, ce mai veniți pe aici? Umblarea cu Domnul Iisus Hristos atrage dispreț. Prigoana oficială este aici în capitolul 4. Oficială. Autoritățile asupra bisericii. Hotărăsc ei și scot biserica în afara legii și o îngrădesc și răstălmăcesc legile și le pun cu sus în jos. Discutam cu fratele Nicu Grămesc și spune, am cerut să ni se dea autorizație în orașul Suceava, ultra creștin, să avem o manifestație numită Drumul Crucii. Și tovarășul primar a invocat în fel și fel să nu dea. Dar dacă ar fi manifestații extreme, ticăloase, și nu dau exemplu ca să nu le fac reclamă, acelora le permite că-s drepturile omului. Prigoană neoficială, prigoană oficială. B. Prigoana din afară. 2 Timotei 3 cu 8. Prigoană din afară.
Și asta se referă la persoane sau organizații lumești. După cum Iane și Iambre s-au potrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Biserica Domnului, frați și surori, trebuie să știe că este angajată pe un drum care traversează pustiu, traversează întuneric, traversează amenințări, traversează crize aparente, dar în nicio împrejurare Biserica Domnului nu a fost, nu este și nu va fi părăsită de Domnul ei, de Domnul Iisus Hristos. Preamărit să fie Domnul! Amin. Prigoana din Lăuntru, 2 Timotei 4:14. Oameni și structuri religioase. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui și spune ucenicului: ai grijă, păzește-te și tu de el. Cele mai periculoase atacuri pentru biserică nu au fost atacurile din afară, ci atacurile din interior. Spun acestea cu gândul că în centrul atenției noastre sunt ucenicii împuterniciți de Duhul Sfânt. Preamărit fie Domnul! Amin. Ei sunt împuterniciți de Duhul Sfânt și când intră pe poarta templului și când ies și când îi spune orogului: ridică-te în numele lui Iisus și umblă, și când se ridică să predice, și când sunt trimiși la arest pe seară, pe înserate, fără să li se facă proces verbal și anchetă, și când Petru este în închisoare și păzit de 4 cete câte 4 ostași, îl păzesc ca pe o fiară, Domnul Iisus Hristos este cu el și Duhul Sfânt este cu el și atunci, laudă Domnului! Prigoană din afară. Prigoană din lăuntru. Prigonitorii. 1 Timotei 3:15. Funcționari. Aprozi. Saduchei. Farisei. Mari preoți. Dar dacă voi veni, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Domnului Celui Viu, stăpânul și temelia adevărului. Prigonitorii sunt oameni, sunt funcționari, sunt lideri, sunt oameni cu influențe, sunt grupări sau autorități. Și din totdeauna, cel nedrept, cel tare, cel care are decizia, se va ridica împotriva celui fără ajutor. Aparent, Biserica Domnului Iisus Hristos este fără ajutor. Bisericii Domnului nu îi se oferă resursele care îi se oferă societății noastre. Acum, din toată sărăcia pe care o are guvernul, nu alocă bani pentru școli, pentru bolnavi, pentru dializă, pentru bătrâni, pentru mame eroine. Oferă pentru Federația Română de Fotbal, care cum iese din țară, ne face de rușine. Urmăriți ideea! Urmăriți ideea! Cum scot capul din țară, ne fac de rușine? Și există. Și există susținere. Și
Există libertate să se dea autorizații și să se dea aprobări, iată, pentru tot felul de meșteșugiri și tot felul de chiciuri și tot felul de spectacole. Și pentru ca Biserica Domnului să iasă să cânte laudă Domnului, trebuie să face cerere de la Revelion până în vară și doar da răzbă. Asta nu trebuie să ne surprindă. Asta înseamnă că noi suntem în cărți. Noi suntem acolo. Noi suntem umăr la umăr cu adevărul. Și asta trebuie să ne bucure. Binecuvântat fie numele Domnului. Amin. Asta trebuie să ne bucure. Ne aflăm acolo unde trebuie. Prigoniții. Versetul 2. 4 cu 2. Versetul 10. S-o știe tot și s-o știe tot norodul. Versetul 11. El este piatra lepădată de voi, zidari. Versetul 12. Nimeni altul nu este mântuire. Prigoniții sunt ucenicii Domnului, dar ținta lor este Domnul Iisus Hristos. Păi ei nu enervau. Gruparea credincioșilor, cele 3.000, cele 5.000, nu enervau omul acela vindecat, nu enervau Petru și Ioan, nu enervau ucenicii. Pe ei îi iritau, îi scotea din sărite numele Domnului Iisus Hristos. Hei, acum ai prins ideea? De ce ar trebui să te consideri plebea? De ce ar trebui să te consideri scursură? De ce ar trebui să te consideri nimeni? Noi suntem o mână, noi suntem prelungirea. Noi suntem vocea. Dar toate împotrivirile acestea se ridică înspre El. Însă El nici până în prezent și cât vor ține veacurile, nu a pierdut și nu va pierde nicio bătălie. Fiindcă în numele Lui suntem mai mult decât biruitori. Slăviți fie Domnul! De aceea El a spus, îndrăzniți! Căci eu am biruit lumea. Preamărit fie Domnul Iisus! Păi când oamenii aceștia vorbeau cu așa îndrăzneală, amenințarea, pușcăria, arestul, foamea ar trebui să diminueze din îndrăzneală și curaj. Omenește. Dar curajul lor nu stătea în relație, în masa pe care o servise, în banii pe care i-aveau. Curajul lor era dat de umblarea sub împuternicirea dată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu dă îndrăzneală. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu dă curaj până la riscul de a ne pierde viața. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu dă îndrăzneală până la bucuria de a ne pierde viața pentru Domnul. Altfel, frați și surori, suntem niște nominal și trece pe lângă noi istoria și nu se întâmplă nimic. Care este capul de acuzație pentru ei? Faptele Apostolilor 23 cu 6 la 8. Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare erau saducheni, iar alta farisei, a strigat în plin sobor: fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu, din pricina nădejdii. În învierea morților sunt dat în judecată. Când a auzit vorbele acestea, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saduchei și adunarea s-a dezbinat. Căci saduchei zic că nu este înviere nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturisesc pe amândouă. Capitolul 26 cu versetul 6 la 8, iarăși.
capătul de acuzare este ce? Versetul 6. 6-7. Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri. Și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre care slujesc necurmat lui Dumnezeu. Zi și noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt părât eu de iudei. Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Am o întrebare. Dacă ar trebui să mergem pe Unirii și să cântăm cântecele formațiilor X, am avea emoții? Nici vorbă. Că lumea s-ar prinde în horă și ar aprinde brichetele și ar face parte din film, din peisaj. Așa e. Însă anul trecut când voi cântați, treceau două fete și au spus: ei, muzica asta mai auzit-o la televiziunea Alfa și Omega. Aha. Adică e a lor. Însă capăt de acuzare. Că îl predic pe Hristos, că îi slujesc Lui, că trăiesc pentru El. Învierea morților, vindecarea și mântuirea. Asta vrem noi să înălțăm numele Domnului. Să spunem că există o înviere, să spunem că Domnul vindecă bolnavii și să spunem că Domnul mântuiește. Preamărit fie numele Lui. Și trebuie să mai zic ceva, frați și surori. Prea tăcuți am fost noi, partea aceasta de țară. Ieri a avut o manifestație, manifestația românilor care locuiesc în Bruxelles, pro-familia. Și un capelan, un preot, spune: prea s-au înmulțit actele de barbarie, zice el. Zice: copii confiscați în Norvegia, în Finlanda, în Danemarca, în Anglia, în Suedia. Eu nu știam. Și toate acestea se întâmplă fiindcă țările bogate sau sărace, lumea în care noi trăim, este o lume întoarsă cu spatele către Dumnezeu. Ori copiii Domnului sunt chemați să se ridice ca un catar și să spună că Domnul este Domnul Domnilor. Amin. Și asta înseamnă că trebuie făcută cu îndrăzneală și mult curaj. Mijloace de prigoană. Oh, câte mijloace de prigoană au ei. Psalmul 94:20. Eu am numit Psalmul 94:20. Sper că referința este bună. Te vor pune cei răi să șezi pe scaunul lor de domnie. Ei care pregătesc nenorocirea la adăpostul legii. Lumea a rămas siderată, îngrozită săptămâna aceasta și spunea un post de televiziune: cum se poate ca un cocoș, ghilimelele, un cocoș lacom, care a furat statul de câteva milioane de dolari, să fie condamnat la 2 ani, și o femeie care a luat niște carne tocată și ceva cașcaval să dea hrană la copii, e condamnată pentru 3 ani. În aceeași țară, cu aceeași pretinsă lege. Asta e doar un exemplu. E doar un exemplu ceea ce se întâmplă. Ioan 7:50-51. Nicodim, cel care venise la Iisus noapte și care era unul din ei, i-a zis:
Legea noastră o sândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face? Teoria e bună, practica altceva vorbește. Că ucenicii Domnului Petru este aruncat puluc în închisoare pentru numele Domnului Iisus. Apostolul Pavel este aruncat puluc în închisoare pentru numele Domnului Iisus. Este bătut cu nuiele, este zdrobit, este lovit, este schinguit și nimeni nu-și va cere scuze. Dar vreodată și-au cerut scuze autoritățile de la Domnul Iisus Hristos, scuză-ne nazarinene, galileene, că te-am lovit prea tare. Însă, noi privim la acestea așa întreagăt, ceea ce învățăm de aici este următorul. Petru, plin de Duhul Sfânt, versetul 8, le-a zis, mai mare norodului și bătrânei lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav, suntem întrebați cum a fost vindecat. Să știe toți și să știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit. Asta știi ce înseamnă? Asta înseamnă curaj nebun. Asta înseamnă îndrăzneală. Asta înseamnă risc. Asta înseamnă ca în secunda 2 să fi fost omorât. Dar pe care Dumnezeu l-a înviat. El este piatra lepădată de voi zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au auzit ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând. Și au priceput că fusese cu Iisus. Matei 28:20. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Știți de ce spun toate astea? Fiindcă Domnul Iisus Hristos a spus, învățați-i să păzească tot. Și mai departe, hai să citim asta, că e încurajare. De la punct înainte. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Stop. Dino. Până la corp. Domnul ne spune, eu sunt cu voi în toate zilele. Eu sunt cu voi în toate zilele. Și dacă trebuie să iei o palmă după cap, și dacă trebuie să iei un șut, și dacă trebuie să fii batjocorit, asta să se audă mereu și mereu în minte. Domnul Iisus ne-a spus, eu sunt cu voi în toate zilele. Știți ceva? Acum și aici cu noi este Domnul Iisus. Amin. Mâine cu noi este Domnul Iisus Hristos. Amin. Spun la prezent, este. Marți cu noi este Domnul Iisus. El în prezent continuu. Miercuri, joi, vineri. Și nu uitați, sâmbătă și duminică. Noi mergem în numele Domnului Iisus. Și în numele Lui, noi suntem mai mult decât biruitori. Adevărul te ucide sau îl ucizi. Pentru noi, adevărul este nu doar partener, este călăuză. Mai putem cânta o cântare? Habar nu am ce cântare. Una pe care o cântați sâmbătă sau duminică și apoi să ne rugăm și să mergem acasă. Cu convingerea, cu nădejdea că Domnul este cu noi. Binecuvântat fie numele Lui. Amen. Și dacă Domnul este cu noi, cântați-i. Știți cum? Noi suntem tentați atunci când vin mai mulți oameni la biserică, suntem în... declanșează în noi o emoție și cântăm cu prețuire, cu respect, să ne audă lumea. Dar știți ceva? Nimeni nu poate să pună în balanț
pe Domnul Iisus Hristos. El merită cântare, El merită închinare. Cântăm cântarea aceasta și apoi venim la Domnul și spunem: mulțumesc, Doamne, că vei fi cu noi în toate zilele vieții. Dar cântați cu bucurie, dar bateți din palme, dar lăudați-L, dar stați ridicați, că oricum n-ați venit de mult și oricum ați dormit la prânz și eu n-am dormit de ieri. Ha! Ia! Sunt cu voi în toate zilele. Ia vedeți microfonul.